acolo, să mergem pentru triaj. Se poate. Da. Nu se poate de relaxat. Mulțumesc. Și m-am vaccinat și n-a simțit nimic. Da? Da. Locul 1 WTA, nu? Locul 1 WTA, cum spune doamna, dar și încă dacă vine a fost numărul 1. Și să sperăm că devenim și o să-mi permit să vă ofertim o chestie de curie. Anul ăsta sunt 100 de ani de când am fost în Sfântat Institutul. Sper să devenim și numărul 1. Pot că ai primit și flori. Da, am primit flori. Mă bucur tare mult că am venit aici și s-au ocupat foarte, foarte bine de mine și le mulțumesc foarte mult. Cât de mare va fi siguranța de acum pentru viitoarele turnee la care vei participa, ținând cont că vei fi vaccinată? Trebuie să fac și al doilea rapelul. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin. Dar în continuare o să am grijă și o să încerc să mă protejez cât se poate de mult. Cum? Ce este frică de reacțiile adverse? Păi sunt bine acum. Nu am nimic, deci nu sunt reacții adverse. Sper să nu am niciodată. Vei merge la Dubai? Normal da. În plan este să joc Dubai. Sunt în recuperare acum și voi vedea săptămâna viitoare ce hotărăsc. E mai sigură participarea la Jocurile Olimpice după acest vaccin? Te duci mai în siguranță? Da. Vreau să merg 100% la Olimpiadă și vreau să fac și treabă bună. Au mai rămas 150 de zile, te gândești din ce în ce mai des, să spunem, la medalia aceea? Da, și se vorbește din ce în ce mai mult despre Olimpiadă. Îmi doresc tare mult medalia, sper să reușesc să iau una, oricare ar fi ea.
și să, ce să zic, să ne bucurăm de momentul de acolo. Sper să nu fie greu așa cum a fost în Australia, pentru că a fost un pic greu. Locul din clasament contează pentru tine sau mai puțin, acum că ești pe trei? Mai puțin contează. Abia a început anul, am multe turnee în față și sper să joc bine la fiecare turneu pe care îl joc, așa cum am făcut și în Australia. Despre dublu mixt ai mai vorbit cu Horia pentru Olimpiadă? Normal, așa s-a hotărât și așa a rămas. Dar încă nu vă pregătiți. Când începeți? Încă nu ne-am pregătit. Probabil prin mai, iunie o să începem să jucăm, să ne antrenăm mai mult. Legat de importanța vaccinării, având în vedere că au apărut foarte multe teorii ale conspirației, ce părere ai despre acest lucru și ce le transmite oamenilor, având în vedere că prin vaccinare este singura modalitate de a scăpa de această pandemie? Exact, cum ați spus, dacă este singura modalitate de a scăpa de această pandemie, consider că este un lucru potrivit de a ne face vaccinul, dar, repet, cum am mai spus și înainte, fiecare decide pentru el. Însă sfatul meu este să-l facem, pentru că de asta am și venit astăzi aici, să-l fac. Mulțumim.